Iulie s-a transformat în 1 iulie. Toate personajele din Gașca Zurli fac un mare spectacol pentru cei mici. Reporterul nostru, Damian, și bună ziua, Medea. Și pregătirele sunt unde și la sala palatului. Și peste o oră, 5.000 de copii se află și se vor distra la carnaval de 1 iunie. Mii de copii așteaptă cu sufletul la gură noul spectacol pe care Gașca Zurli îl pregătește de peste 2 luni. Nu vor lipsi cele mai frumoase melodii lansate de Gașca Zurli. La ușa casei așa, 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 și nu struiesc pantofii așa, așa, așa. Părinții și copiii vin în Zurlandia pentru a face cunoștință cu noul membru al echipei. Bucătărașul Zurli, cel care îi învață pe cei mici să mănânce sănătos, a primit un ajutor. Lulu este numele lui și va arăta la carnavalul de 1 iunie ce poate. Urmează o nouă zi memorabilă în care se construiesc amintiri din copilărie și în care copiii vor cânta și vor dansa alături de personajele preferate. Peste 2 milioane de fani, Gașca Zurli este cea mai cunoscută trupă de umor pentru copii din România și în 2019 pregătește noi surprize pentru toată familia.